Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa cum vă promiteam data trecută, ziua de 1 decembrie merită două ediții ale emisiunii noastre, pentru că unul dintre cele mai arzătoare vise ale românilor din toate timpurile a fost cel al unirii. Și Brașovul, situat la întâlnirea drumurilor dintre Transilvania, Muntenia și Moldova, este încărcat de gloria faptelor unioniste și de personalități care au scris adevărate file de istorie în cetatea și apoi în orașul de la Poalele Tâmpei. Iar simbolul acestora a fost, așa cum am mai spus, Biserica Voievodală Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului. Și atunci firește că această a doua ediție dedicată Unirii îl are ca invitat pe distinsul părinte profesor Vasile Oltean, căruia îi spun încă o dată bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, mă simt acasă la mine. Asta este un mare compliment pentru noi, iar stimați spectatori, noi în general, în media, realizatorii, nu putem decât să fim onorați atunci când avem un invitat de calibrul părintelui Oltean, pentru că dânsul are atât de multe lucruri de spus, atât de multe informații adunate de-a lungul timpului, încât ar trebui să facem emisiuni un an de zile, poate ca dumneavoastră s-a apucat să povestiți telespectatorilor tot ceea ce știți despre Brașov și despre Șcheiul, mai ales, care a găzduit, a înnobilat, să zicem, aceste gânduri ale românilor legate de unire. La pomul lăudat nu se vine cu sacul pliv. Deci, dar subiectul este atât de onorabil, atât de generos, atât de bine alimentat documentar, încât putem și trebuie să fim teribil de mândri că suntem brașoveni și că la Brașov s-a țesat atâta literatură de iubire față de patrie, față de unitate națională, față de limbă și de cultură și de cult. De aceea noi continuăm astăzi, am ajuns până în perioada lui Mihai Viteazu cu emisiunea trecută, pornind din epoca dacică, pentru că totdeauna am fost conștienți că suntem un singur popor, o singură limbă și o singură credință. Cum vă spuneam și data trecută, Dumnezeu ne-a oferit două daruri, limba și cultul. Prin cele două elemente noi am supraviețuit. Și ajunsese până în perioada diaconului Coresi, care este un simbol al unității naționale, care prin fapta sa a creat posibilitatea lingvistică a acestui popor de a fi conștient că e un singur popor, că e o unitate și că oriunde se aude limba română e pământ românesc. Asta este adevărul. Gândiți-vă la un aspect la care nu te aștepți. Domnule, un străin de Transilvania, că nu era din Transilvania, era din altă țară, din Muntenia, venea de la Târgoviște cu o tiparniță modestă, așa cum era tiparnița la vremea respectivă, și să vină să facă o faptă de asemenea măreție pentru care altul în altă țară ar fi surcumbat datorită mentalității timpului. Pentru că din secolul XI până în secolul XVI am folosit limba slavă în biserică. Preotul păsărea în slavonă în altar, omul de rând din biserică nu înțelegea nimic și aia a fost slujba noastră, dar fiți foarte siguri că s-a folosit limba română în limbajul bisericesc, colateral slujbei religioase. Predica popei tuturor trebuia să fi fost în limba română. Când făcea botez în biserică, firește că se adresa celor din prezenți la botez în limba română. De aceea s-a petrecut un fenomen unic în lume. Suntem singura țară care azi avem limba din veacul 16. Este surprinzător să constați lucrul ăsta și eu l-am constatat cercetând cărțile lui Coresi, 39 de titluri de carte, lucru care nu prea s-a întâmplat în epocă. Și gândiți-vă la un aspect, întrebați pe orice preot de câte cărți are nevoie ca să poată să facă slujba de plin. Și vă răspund eu, 5. Dacă are liturghierul, octoi, humineu, evanghiliarul și cartea de predici, are tot ce îi trebuie. Și atunci se pune a doua problemă. Cine era în vremea veche să nu meargă la biserică? Totdeauna, duminica, satul era gol, pentru că toată lumea era în biserică. Și atunci, contactul cu limba română prin cartea bisericească era, de fapt, ființa națională
materializată prin limbă. Și uite, ca să vă fac o dovadă certă, vă citesc, că îmi place asta să o spun, ca pe o rugăciune adeseori, vă citesc cum începe Tâlcul Evangheliilor. Dacă am cetit, bine am socotit și am aflat că toate tâlcuie și mie toate plăcură. Și am scris cu tiparul vouă, fraților românilor, să vă fie preînvățătură. Și vă rog, frații mei, să cetiți și bine să socotiți, că veți vedea voi înși vă că e mărgăritarul și comoara ascunsă întrânse. Dom'le, ce limbă aveam în secolul XVI? Păi limba germană în secolul XVI, limba franceză, italiană, engleză mai ales. Limba lui Shakespeare, niciun englez de astăzi nu o știe decât dacă e specialist în domeniu. Deci altă limbă. Perioada noastră e exact aceeași. Și am fost surprins de acest aspect și am preluat toate cuvintele românești din cărțile lui Curesi, stabilind originea lor. Și am fost uimit să constat că 90-44% e latinitate. Azi avem 60-65. Slavonism, 6-25. Azi avem 20. Deci, după 500 de ani de limbă slavonă în biserică, era mai puțin slav cu 14% și era mai latin cu 30%. Asta spune enorm. Și mă gândeam la un text din Cazania a doua lui Curesi, care spune așa: cartea ce se cheamă Evanghelie cu învățătură de toți patru evangheliști aleasă și de multe Dumnezeu Scripturi și la toate bisericile lui Dumnezeu în toate duminicile a secetii, așiștere și la praznice împărătești și la altor sfinți spre învățătura credincioșilor oameni. Ce limbă! Dar surprinza mea, așiștere. Gândeam că un cuvânt slavon, că așa scrie și dicționarul limbii române, ca să constat până la urmă că și ăsta e latinesc. Etiam in idem, etiam idem din limba latină devine așiștere în limba latină vulgară, pentru că noi niciodată n-am folosit latina cultă, pentru că era catolicilor. Noi am folosit totdeauna latina vulgară, care, ca toate limbile vulgare, au schimbare față de limba de cult. De ce? Pentru că e folosit popular și se schimbă fonetic enorm. Și uite, s-a întâmplat de la etiamidem să avem pe așiștere. Și atunci vă dați dumneavoastră seama că, fiind cărți bisericești, 39 la număr, ele circulau în toate spațiile bisericești, nu numai din Transilvania, ci și din Moldova și Muntenia. Și atunci românul a vorbit aceeași limbă a diaconului Curesi. Noi pentru asta să fim mândri că lucrul acesta s-a petrecut la Brașov. Deci unitatea lingvistică a pornit de aici. Și atunci, nu întâmplător, acesta a scris prima gramatică românească a lui Dimitrie Ostatevici, nu întâmplător s-a tradus primele cărți populare, Halima, o mie și una de nopți, a lui Ioan Barac, traducere, sau s-a scris primul almanah în cultura românească a lui Petcu Șoanu și s-a tipărit. Și s-a scris foarte multe povestiri, basme, legende, enorm, cărturari enorme. Nu-i putem număra, pentru că atât de mulți sunt care au făcut cultură. Și atunci vă dați seama ce fenomen s-a petrecut în imediată apropierea lui Curesi, Mihai Viteazu. Deci, lingvistic ne unea Curesi și teritorial ne unea Mihai Viteazu. De 4 ori a fost Mihai Viteazu la Brașov. Nu întâmplător, simbolul Mihai Viteazu e atât de prezent în conștiința brașovenilor, ca să constați și până la junii noștri cu tradițiile lor populare, 4 din grupuri poartă pe cap modelul căciulii lui Mihai Viteazu. Pe steagurile lor au chipul lui Mihai Viteazu. Și când a venit prima dată Mihai Viteazu la Brașov, Nicolae Cretanu, care l-a însoțit prin tot Ardealul și l-a pictat în foarte multe biserici, în schei, în tinda bisericii, l-a pictat pe Mihai Viteazu, fiind întâmpinat de cine? De protopopul bisericii, popa Mihai, care îl întâmpină și îi mulțumește că a venit la Brașov. El fusese de zeci de ori la curtea lui Mihai Viteazu și el a dus pe Paulus Schir, celebrul doctor brașovean, la Mihai Viteazu, căci fusese la vânătoare și o schiză i-a găurit umărul stâng. Și atunci l-a tratat Paulus Schir de la Brașov. Și când s-a dus ultima dată, că a fost de zeci de ori la Mihai Viteazu, popa Mihai, protopopul de Schir, care a și tradus cărțile lui Curesi, Cazania a doua, spre exemplu, împreună cu protopopul Iane, protopopul Mihai, când s-a dus ultima dată la Mihai Viteazu, a primit în dar un preot.
pe preotul Neagoslav, care era de fapt sfionul lui Mihai Viteazu. El îi aduna informații din Ardeal despre tot ce se întâmplă în Ardeal. Așa încât Mihai Viteazu n-a venit pe un teren arid, ci era în cunoștință de cauză de tot ce se întâmpla în Ardeal prin acest preot Neagoslav. Și s-a stabilit tabăra la Preșmer. Cine îl întâmpină în tabra de apreșe? Nu județele brașovean, că de frica lui Mihai Viteazu a avut treabă pe la Sibiu. Și l-a întâmpinat protopopul Mihai împreună cu fonogul cetății Graising, ducându-i 8 care cu bogății. Și protopopul Mihai i-a spus lui Mihai Viteazu: nu ataca nimic, nu ție nimeni împotrivă, toată lumea te iubește și te rog să vezi Brașovul. La care Mihai s-a arătat încântat. Și a intrat în Brașov și informațiile vi le dau dintr-o carte germană, Quellen zur Geschichte der Stadt Brașov, e o cronică a Brașovului, superbă, în zeci de volume, în care sunt mărturii în limba latină și în limba germană, și foarte multe despre români. Și deși amănunte cu privire la vizita asta lui Mihai Viteazu, prima vizită la Brașov, care s-a întâmplat în 20 octombrie 1599. Și Mihai intră în Brașov și prima clădire care a atras atenția, care credeți că a fost? Biserica Neagră. S-a uitat admirativ și zice: ce e asta? Și o biserică, îi spune popa Mihai. Cum e biserică? N-are cruce. Ori îi puneți cruce, ori o dărâm. Și de atunci are Biserica Neagră cruce. Și toate bisericile din țara Bârsei până departe și-au pus cruce pe biserici. De atunci datează. Deci asta a fost gestul prima lui Mihai Viteazu. Și avea pe cal un covor mare, foarte frumos, și l-a dăruit bisericii din Șchei. Nu-l mai avem, nu știam unde este și am aflat cu surprindere că acum e la Biserica Neagră. Deci s-a păstrat acest covor de la Mihai Viteazu. Și când a venit a doua oară Mihai Viteazu, în 15 martie 1600, după bătălia de la Șelimbări, se dusese vestea, l-a învins și pe Batori într-o bătălie și era după intrarea la Alba Iulia, vestit și mai teribil. Triumfală, da. Da. Și atunci, judele, noul jude, Valentin Hirscher, l-a primit foarte festiv și i-a îngăduit să vină în propria lui casă. L-a ținut 18 zile în propria lui casă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de benefic pentru români. A fost primul român care a făcut o dietă în Transilvania. Și la această dietă au venit și turcii și toate personalitățile din Transilvania. Și atunci Mihai a decretat la această dietă înființarea Mitropoliei Ardealului. Vă dați seama ce benefic a fost gestul lui. Și n-a stabilit reședința la Brașov, ci la Alba Iulia. De ce? Pentru că el deja intrase în Alba Iulia și i-a creat deja cetății un statut moral teribil. Și atunci a hotărât să fie acolo sediul Mitropoliei Ardealului. Când a venit a treia oară, în 17 iunie 1600, n-a stat decât 5 zile. Dar atunci s-a întâmplat un episod dramatic. Judele brașovean i-a închis porțile pentru că era în legătură cu Basta, care vrea să fie prinț al Ardealului. Basta fusese la Rudolf, la Praga, și l-a promis că dacă îl ucide pe Mihai Viteazu, îl pune prinț al Ardealului. Mihai a aflat ceva cu siguranță și am aici o carte, o cronică a lui Mihai Viteazu, prima cronică din lume despre Mihai Viteazu, Nuremberg, 1603. Această cronică era în limba germană gotică, 1603, tipărită la Nuremberg, în Germania, la un an jumătate după moartea lui Mihai Viteazu. Lassenberger și Zimacher, erau cei doi cronicari care au scris despre Mihai Viteazu, cu siguranță erau oamenii de legătura lui Mihai, că e foarte intim, vorbește despre Mihai Viteazu. Și un ungur, Hieronymus, este autor. În ciuda faptului că este scrisă de un ungur și de doi nemți, teribil de favorabil lui Mihai Viteazu, și cu o cinste și o corectitudine tipic german. Wow! Și când a venit a treia oară, a patra oară, 18 septembrie 1600, venise în retragere și au dus cu el 16.000 de oșteni la Brașov. Și de asemenea s-a bucurat de mare. Așa că înțelegeți de ce Mihai Viteazu e atât de prezent. Dar fiindcă timpul ne presează, ar fi
fost nevoie să fi vorbit de toți voievozii care au fost în legătură din Moldova și Muntenia cu Brașovul, pentru că prin intermediul lor s-a creat această unitate spirituală a acestui popor. Și unul dintre ei, în care trebuie să vorbim enorm de mult, e Brâncoveanu, care a salvat ortodoxia pentru tot Ardealul și a cumpărat casele de pe strada actuală Brâncoveanu, unde au stat cele două fete, Ancuța și Bălașa, și față de românii din Șchei a jucat un rol fantastic, l-a luat pe David și Teodor Corbea din Șchei ca să-i folosească ca diplomații săi pentru relația cu rușii, cu bulgarii, cu sârbii, cu polonezii. Chiar David Colbe a murit într-un drum spre Polonia, ducând un mesaj de la Brâncoveanu. Și deci, așa se explică, avem 10 hrisoave de la Brâncoveanu, de fapt în Șchei sunt 80 de hrisoave. Niciun hrisov nu este adresat cetății, deși noi eram sub ordinea cetății. Deci toate sunt direct adresate bisericii din Șchei și prin care biserica era favorizată financiar, nu numai de Brâncoveanu, de toți ceilalți domnitori. Ce mult ar trebui să vorbim despre Cuza, care a fost enorm de mult la Brașov și ne-a favorizat enorm de pozitiv și financiar și în orice formă. Prima dată a venit în 1848, când toți revoluționarii veniți de la Blaj au fost cazați pe actuala stradă Poarta Șchei, la numărul 3, unde era sediul Casinei Române. Și acolo Boliac, celebru scriitor muntean, a scos Expatriatul, cea mai unionistă revistă a acestei țări, Expatriat. Dacă aș citi Expatriatul, ați rămâne uimiți de conținutul acestor. Și în contextul ăsta s-a întâmplat o mare minune la Brașov. S-a născut imnul nostru național de azi. De zeci de ani public, deja a cincea ediție este aceasta, adevărul că ne aparține imnul, deși îl sărbătoresc și de la Râmnicu Vâlcea și toate manualele de școală scriu că Anton Pan este autorul imnului. N-are nicio legătură Anton Pan cu imnul și nici Râmnicu Vâlcea. Pentru că eu am și am publicat în cartea aceasta autobiografia lui George Ucenescu, dascălul școlii din Șchei, cântăretul de strană de la Sfântul Nicolae și Petrocile, 30 de ani profesor de muzică la liceul Șauna, o somitate de altfel, dar necunoscut. Și el se găsea în casa lui Anton Pan, unde a stat 2 ani și jumătate și a făcut studii serioase cu Anton Pan. Și în casa lui Anton Pan a scris autobiografia în care povestește cum el a compus în grădina lui Bonifate Pici, știți unde e grădina? Bonifate Picici. Este casa actuală a părintelui Aurelian Reit. Acolo l-a compus. Cum? Erau revoluționarii de față și el, fiind mare cântăreț, a fost invitat să le cânte, să se simtă bine la un prânz de cereașă. Și când a cântat un cântec din Sânul Maicii Mele, care de fapt era un cântec de mormântare, îl cânta la mormântarea unei femei. Și vedeți că e cam trist imnul. Când a cântat această melodie, Mureșanu, prieten cu el de altfel și încântat de frumusețea melodiei, ce vii și duminică că-ți fac niște versuri. Și în 3 zile Mureșanu a făcut cea mai frumoasă poezia asta. Poezia s-a bucurat de o popularitate fantastică prin conținut. Și acum când citim Deșteaptă-te române, parcă te cutremuri așa în conținutul ei extraordinar. Și s-a născut Deșteaptă-te române. După 2 ani am venit Anton Pan ca profesor în 1850, auzind cântecul, cum ăsta înghițea muzică cu lopata, l-a înghițit și pe ăsta. Și l-a cântat la Vâlcea după 2 ani. Și cei de acolo au considerat că Anton Pan este autorul și își fac sărbătoarea națională în 29 iulie. Dar imnul s-a creat în mai. Nu era nicio legătură. Dar noi nu știm să fim mândri și de acest aspect al imnului național. Și atunci înțelegeți de ce sărbătoarea de la Alba Iulia a adunat toate aceste mărturii. N-am avut timp să vă povestesc despre războiul de independență, când participările brașovene sunt extraordinare, chiar că războiul se ducea din partea Moldovei și a Munteniei, iar noi, în Ardeal, n-aveam voie să participăm la războiul de independență. Dar ne-a permis autoritățile din Ardeal să facem comitete filantropice. În fiecare mare locație se făceau ca să ce? Să adune produse materiale pentru muribunzii de pe front. Și s-au făcut 32 de comitete la Brașov, deși aprobat era numai unul al lui Diamant din Manole. Și eu am lista celor 32 de comitete. Și atunci vă dați seama că la Alba Iulia, unde din partea Brașovului participă 94 de personalități, toți cei 94 de a merita să fie evocați
public pentru valoarea lor și pentru contribuția lor la Marea Unire de la al doilea. Un tren plumăn i-a deportat pe toți până la Alba Iulia și apoi au fost sute de brașoveni care s-au dus cu căruțele să participe la evenimentul de acolo. Trăirea de la Alba Iulia a fost extraordinară, dar ea a fost precedată de evenimentele care se petreceau în primul război mondial, unde s-au înrulat toți profesorii de la Șaguna și unde s-au înrulat toți bărbații brașoveni. A fost niște evenimente fantastice la vremea aia. Vreau să vă povestesc de cele trei intrări ale armatei române în Brașov în timpul războiului. S-au petrecut evenimente extraordinare la vremea aceea, dar toate s-au sucombat prin crime la adresa celor care s-au bucurat de prezența armatei române. Și știți cine au fost pedepsite cele mai mult? Femeile din schi. Au fost arestate și duse la Cluj pentru judecare și erau acuzate că au aruncat cu flori în fața armatei române și că s-au bucurat de prezența armatei și au dansat și așa mai departe. Ele n-au negat, au recunoscut și au fost închise la Alba Iulia, dar s-au dus îmbrăcate în costume de gală acolo, în festivitatea asta. Deci trăirea a fost extraordinară. Așa încât ce s-a întâmplat la Alba Iulia a fost un lucru real al unei tradiții istorice pe care poporul ăsta a avut-o. Conștiința că suntem un popor, o țară, i-a menținut și le-a creat posibilitatea de luptă energică pentru asta. Până dacă vă gândiți că la Darnița, după război, unde erau toți prizonierii români, s-a făcut în loc de lăcaș de detenție, s-a făcut universitate. Se predau cursuri pentru tineri, s-au făcut reviste, se numea Transilvania, și s-a făcut două acte extraordinare acolo la Darnița. Una s-a chemat Declarația de la Darnița din aprilie 1917 și alta s-a chemat Manifestul din 12 aprilie 1917. Astea au fost înaintate și la ruși și la toate popoarele lumii și am avut reprezentanți trimiși în toată lumea. În America, spre exemplu, s-a dus Vasile Stoica și Ioan Podea și îi informa cu ce se întâmplă în țară și cum vrem să ne facem unirea. La Paris și la Londra a fost Gheorghe Moroianu și Ioan Ursu. Ar trebui să-i cunoaștem pe ăștia. În Italia era Vasile Lucaciu. În Rusia, Ion la Datul, toți profesori și aguniști. În Suedia, Constantin Lacea și Nicolae Bogdan. În Viena, Emil Colbazi și Petre Popovici și Iosif Blaga, profesorul, directorul liceului Șaguna. La Praga, 20 de ofițeri. Și în felul ăsta ei ne-au făcut popularitate încât realitatea istorică a țării noastre era conștientizată în toată lumea. De aceea, evenimentul ăsta din 1918 este atât de măreț pentru ființa noastră că am adunat în el toată istoria noastră de până atunci prin personalități pe care trebuie să le cunoaștem. Noi am fost salvați de oamenii aceștia care s-au jertfit pentru ființa noastră națională. Oare astăzi ne jertfim cumva? În ce sens? Mai facem câte o ședință publică așa, mai zicem, mai dăm din gură câte ceva, dar jertfa pe care o făcut-o înainte așa a fost extraordinară. Superbă mărturie, stimați telespectatori, absolut impresionantă și pledoarie extraordinară pe care părintele Vasile Oltean a făcut-o sintetizând câteva secole de istorie într-o ediție a emisiunii Brașovul tău. Brașovul tău, da, în care, iată, s-au întâmplat atât de multe lucruri și nu degeaba ne bucurăm astăzi de acest extraordinar obicei al junilor ca o clipă, o ipostază de istorie încă vie care vorbește despre toate aceste întâmplări și trăiri patriotice, mai ales ale românilor din Șchei, după cum spunea părintele, pe parcursul câtorva secole de istorie. Din păcate, părinte, trebuie să punem punct aici acestei întâlniri, dar mărturisim telespectatorilor că noi ne dorim să mai punem la cale alte ediții pe teme istorice
legate de existența Brașovului și sper ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne ținem de promisiune și dumneavoastră să fiți alături de noi în continuare, pentru că Brașovul de astăzi este ceea ce înaintașii noștri au trăit și au făcut în această cetate de la poalele tâmpei de-a lungul a câtorva mii de ani. Aceste mulțumim mărturii, pentru aceste atenție. Aceste mărturii eu le-am adunat în cartea aceasta, Pas pe Marea Unire, două volume, toate mărturii pe larg, așa, pe baza documentelor. Și vom reveni, după cum am promis, în limita posibilităților noastre de timp. Mulțumim încă o dată, părinte, pentru... Eu mulțumesc că m-ați invitat. Pentru prezență și omagiu tuturor generațiilor care de-a lungul timpului și-au dat viața pentru idealurile de dreptate și mai ales de unitate ale românilor din Brașov și iată din Moldova, Transilvania și țara românească. Pe curând! Nu știu dacă...